picioare. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Numele meu este Paraschiv Gabriel. Sunt reprezentant din partea instituției prefectului pentru constituirea consiliilor locale din județul Bacău. Doamnelor și domnilor consilieri, domnule primar, prin ordinul prefectului județul Bacău, numărul 450 din 2-11-2020, a fost convocată ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Bogdănești pentru data de astăzi, 3-11-2020. Întrucât din numărul total de 11 consilieri stabiliți prin ordinul prefectului județului Bacău, 225 din 14-7-2020 pentru Consiliul Local Bogdănești, au fost validate un număr de 8 mandate de consilieri, sunt întrunite condițiile legale pentru convocarea ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local. Din numărul total de 8 consilieri a căror mandate au fost validate, sunt prezenți 8 consilieri. În continuare, rog pe domnul secretar general să ne prezinte care este persoana cea mai în vârstă, precum și doi dintre cei mai tineri dintre consilierii locali. Da, mulțumesc, domnul Paraschiv. Deci, din consultarea datelor de stare civilă, am ajuns la concluzia că doamna consilier Beriana Adriana este cea mai în vârstă consilieră și cei mai tineri consilieri sunt doamna consilier Magdalena Diana Georgiana și domnul consilier Dascălu Silviu, pe care îi invit să ia loc la prezidiu. Da, și în continuare o rog pe doamna consilier Berian Adriana să preia conducerea ședinței noastre de astăzi. Bună ziua și bine ați venit în mijlocul nostru domnului Paraschiv Gabriel, reprezentant al prefectului județului Bacău. Bine ați venit, domnilor consilieri și stimați invitați. Deci, primul punct este depunerea jurământului de către consilierii declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de judecătoria Onești în scopul constituirii Consiliului Local al Comunei Bogdănești, județul Bacău. Punctul 2. Depunerea jurământului de către primarul comunei. Și trecem la primul punct al ordinii de zi, îl invit pe domnul Onceiu Vasile, secretar general al Comunei Bogdănești, să dea citire încheierii judecătoriei Onești numărul 1960 din 21-10-2020, pronunțat în dosarul numărul 4627/270/2020, prin care sunt validate mandatele consilierilor locali după cum urmează. O să le dau eu citire. Da. Mulțumesc, doamna președintă. Doamnelor, domnilor consilieri, stimați invitați, deci din încheierea numărul 1960 din Camera de Consiliu din data de 21-10-2020 a judecătoriei Onești, nu o să vă dau o citire întregii încheieri pentru că nici nu se impune, doar ceea ce s-a dispus prin. Deci, pentru aceste motive, în numele legii dispune. În temeiul articolului 114 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, validează mandatele candidaților Magdalena Diana Georgiana, alesă pe lista Partidului Social Democrat, Dascălu Silviu, Vlad Constantin, Pușcașu Dorel, aleși pe lista Partidului Național Liberal, Botez Cristian, Vâlcu Octavian, Beriana Adriana, aleși pe lista Partidului Pro-România, Brumă Benoni, ales pe lista Partidului Mișcarea Populară, în funcția de consilieri locali ai Comunei Bogdănești, județul Bacău. O să dau citiri în continuare și o să vă spun și de ce, pentru că o să rămână de validat și 3 mandate pentru supleanți. Invalidează ca urmare a declarației de renunțare mandatul domnului Andrușcă Nicolae, Partidul Social Democrat, care a fost ales primar. Invalidează ca urmare a faptului că nu au calitatea de membri ai partidului politic pe lista căruia au fost aleși mandatele numiților Grigore Mioara și Grigore Gheorghe, Partidul Social Democrat.
respinge ca prematură propunerea de validare a mandatelor supleanților, respectiv Stanciu Gheorghe, Oancea Carmil, Albu Ion, care urmează să fie într-o ședință validați într-o ședință următoare. Prezenta se comunică secretarului general al Comunei Bogdănești, prefectul județul Bacău și candidaților ale căror mandate au fost validate. Mulțumesc! Trecem la depunerea jurământului. Deci, pentru că doamna Berian este prima în ordine alfabetică, am să o invit pe dumneaei să depună jurământul în fața Consiliului Local. Pentru aceasta rog asistența să se ridice, fiind un moment solemn. Da? Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Bogdănești, așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Botez Cristian. Deci cu mâna stângă pe Biblie și Constituție. Da. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele cu locuitorul Comunei Bogdănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Bogdănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Bogdănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Bogdănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Bogdănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorului Comunei Bogdănești, așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul
domnul Constantin. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Bogdănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local este constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul este mai mare decât primul număr natural, strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor Consiliului Local stabiliți pentru Consiliul Local Bogdănești. Prin urmare, Consiliul Local Bogdănești este constituit. Felicitări! În termen de 3 zile se va emite ordinul prefectului prin care se constată îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local. În continuare, o rog pe doamna președintă să dea citire încheierii judecătorești privind validarea mandatului de primar sau să desemneze o persoană pentru a da citire. Da, îl desemnez pe domnul secretar general. Da, ca să... Da. Tot la fel, încheierea... În dosarul 4626/270/2020 a judecătoriei Ionești, încheierea numărul 1959, vă spuneam tot la fel, dau citire doar dispozițiilor încheierii. Admite sesizarea formulată de Biroul Electoral de Circumscripție numărul 18 al Comunei Bogdănești din Bacău. În baza articolului 149, alineat 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, validează mandatul pentru funcția de primar al Comunei Bogdănești de Bacău, obținut de domnul Andrușcă Nicolae, candidatul formațiunii politice Partidul Social Democrat. Încheiere se comunică de îndată prefectul județului Bacău și secretarul general al Unității Administrative Teritoriale Comuna Bogdănești județul Bacău pentru aducerea la cunoștință publică prin afișare în termen de cel mult 24 de ore de la comunicare. Cu drept de apel pentru cei interesați în termen de 2 zile de la aducerea la cunoștință publică, cererea și motivele de apel depunute la judecătoria Ionești, sancțiunea nulității nu a fost cazul. Pronunțată pentru punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței conform articolul 396 alinea 2 Cod de Procedură Civilă, astăzi data de 21.10.2020 și a fost rămasă definitivă la data de 2.11.2020 prin neapelare. Mulțumesc! Acum îl rog pe domnul primar să depună jurământul. Mai întâi, sper că nu are nicio legătură semnalul sonor ăsta care amintește de un anotimp de început. Așa că nu rămâne decât să fac ceea ce prevede legea. Respectiv, să depun jurământul ca primar ales. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Bogdănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Nou ales sau reales să ia cuvântul. Se zice că e ușor să iei cuvântul. E mai greu să spui ceva. De obicei, luările de cuvânt au un conținut, dar și o formă uneori se spune repetabilă, ca să nu spun altceva. Știți, limbajul de lemn și așa mai departe. Fără îndoială, ca și dumneavoastră, cei care ați depus jurământul, am reflectat asupra acestui moment. De fapt, ceea ce înseamnă că
Există și am suficient experiență în ceea ce privește temporalitatea mea în trecătoare, evident, în administrația locală, că de obicei se uită. Avem ceva emoții, îl semnăm, rămâne depozitat, important ce rămâne în propria noastră conștiință. Cred că, pe lângă aspectul festiv, rămâne ceea ce uităm din jurământ. Poate este un paradox, dar nu cred. Cred că trebuie să reținem faptul că acest moment este menit să ne responsabilizeze față de comunitatea, pentru că eu sunt primarul Comunei Bogdănești, dumneavoastră sunteți consilierii Comunei Bogdănești, împreună formăm cele două instituții care înseamnă administrația locală. Partea politică s-a cam terminat. Acum rămâne să ne îndeplinim și să facem ceea ce în esență prevede jurământul, să facem binele Comunei Bogdănești cu bună credință și după puterile și priceperea noastră. Am încercat de fiecare dată în mandatele anterioare să nu uit acest lucru. Se pare că într-o anumită măsură am reușit. Mă rog, legea statuiază obținerea unui nou mandat. Eu cred că actul de responsabilitate la care tocmai ne-am angajat se impune cu atât mai mult, nu numai din perspectiva jurământului, din perspectiva contextului pe care comunitatea ca întreaga țară românească îl parcurge. Este ceva atipic. Este prima dată când depunem jurământul cu masca de protecție. Asta ne arată o anumită situație medicală prin care trece și comunitatea și fără îndoială că una din preocupările importante va fi tocmai să facem după puterile și priceperea noastră cu bună credință tot ceea ce depinde de administrația locală ca să asigurăm sănătatea oamenilor care ne-au investit cu încredere. Apoi, asta este convingerea mea că și știu ce am de făcut, măcar în virtutea experienței, am de făcut administrație, avem de făcut împreună administrație. M-am prezentat deja în competiția electorală, care fi vorba între noi, poartă pecetea vremurilor și comportamentului clasei politice din această perioadă, care se accentuează din păcate. Personal am constatat transformarea și acestei competiții într-o industrie. Ghilimelele se subînțeleg. Când contează cu prioritate scaunul și indemnizația. Nu că undeva sunt străini de aceste așteptări personale. Dar o să încerc să rămân în zona responsabilității. Și în mandatul care începe astăzi, pentru mine ca și pentru dumneavoastră și pentru cei care vor completa deliberativul comunist, voi fi preocupat de lucrurile esențiale menționate în program. În primul rând, investițiile comune. Comuna, prin bunăvoința istoriei, prin bunăvoința lui Dumnezeu, este situată pe o vale istorică, este străbătută de un drum european. Tot ceea ce mi-am propus și în mandatele trecute și voi continua și în mandatul care începe astăzi, este subordonat ideii de modernizare
a comunității locale, de modernizarea a infrastructurii. Nu pot să ader la valorile europene fără să ai infrastructură modernă. Am promis în campania electorală investiții care sunt posibile în raport cu resursele financiare de care dispune administrația locală, cele existente sau cele identificabile pentru viitor. Una dintre investiții este aproape de recepția la terminarea lucrărilor, podul de peste râul Oituz în punctul Slobozia, care prin anvergura și elementele constructive seamănă așa cum prometeam în programul electoral cu o bijuterie din beton, piatră și lumină. Conform datelor contractuale, până la sfârșitul anului calendaristic, el va fi recepționat. Deci avem o rațiune a existenței noastre ca și administrație locală. Evident că investiția principală care începe să arate tocmai acest lucru este proiectul de apă și canalizare la care se lucrează și care trebuie dus la capăt. Acesta este obiectivul esențial pentru mine. Evident, în colaborare cu dumneavoastră, cu ajutorul celor care formează organigrama primăriei, cu ajutorul viitorului viceprimar, care va avea un rol important și va avea grijă să-l ajut, să coordoneze echipa din primărie, să-l învăț, să-l controlez, mai ales pe partea de funcționare a administrației. Că și aici lucrurile sunt foarte importante. Dacă aceste investiții în mod categoric pentru viitorul apropiat sau mediu înseamnă realizarea unor standarde așteptate de comunitate, comunitatea are nevoie de ajutorul nostru, are nevoie de condiții civilizate în fiecare zi. Și sper ca împreună să realizăm acest deziderat. Am toată încrederea, știu că putem. Cu toate că mi-am pierdut niște colaboratori pe care i-am simțit foarte apropiați și care nu mai sunt din motive care nu-și au rostul să fie explicate aici, consider că actuala componentă împreună cu supleanții vor da calitatea necesară, vor oferi bună credință, pentru că fiind o comunitate de tip închis ne cunoaștem. Un alt obiectiv important promis prin program va fi cel puțin pregătirea resurselor financiare a investiției de alimentare a comunei cu gaz metan. Împreună cu cei din primărie, a compartimentelor de specialitate și împreună cu specialiștii care au vocație în acest domeniu, vom face în așa fel încât la sfârșitul mandatului în care ne-am angajat să putem să ne prezentăm onorabil și să menținem încrederea comunității pentru alegerea noastră. Am încredere în toți de aici. Spuneam că pentru mine campania electorală s-a terminat, legea stipulează clar acest lucru și sunt convins că toți vom reuși să lăsăm la distanța cuvenită, apropo de luarea distanței în condiții de pandemie, să lăsăm politica la locul ei și să ne realizăm
ceea ce așteaptă comunitatea, pentru că, la urmă, oameni nu sunt singurul care am promis aducțiunea de gaze și așa mai departe. Cu atât mai mult, cred că putem colabora. Vă doresc, în primul rând, sănătate, putere de muncă, bună credință și să facem tot ce așteaptă comunitatea de la noi. Atât, mulțumesc! Mulțumim domnului primar, îl felicit pe domnul primar. Mulțumesc. Și îi doresc multă sănătate alături de cei dragi ai dumnealui. Și invit pe domnii consilieri care doresc să înscrie la cuvânt, vă rog. Dacă nu, doamna președinte, vă rog să-mi permiteți ca să aduc la cunoștință atât domnului primar cât și domnilor consilieri locali o serie de acte normative în ceea ce privește, dumneavoastră ați primit setul la intrare în ședință, deci niște reglementări cu privire la funcția publică, reglementări din ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, din legea 176/2010 privind integritatea și exercitarea funcțiilor și demnităților publice pentru modificarea și completarea legii 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative și legea numărul 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare referitoare la conflictul de interese, regimul incompatibilităților aleșilor locali și declarațiile de avere și de interese. Mulțumesc! Declarăm ședința închisă, vă mulțumim pentru participare și mult succes colegilor consilieri, domnului primar, mulți domnilor consilieri. Cu tot dragul și domnului invitat Paraschiv Gabriel, pentru că ne-a suportat să vină la noi. Și nu în ultimul rând, domnul secretar. Da.